Încă o dată se demonstrează că sistemul sanitar din România este unul bolnav, presărat cu multe lipsuri. Angajații acestuia sunt de luni în grevă japoneză. Timp de o săptămână, doctori, asistente și infirmiere protestează față de salariile mici și condițiile dificile în care sunt nevoiți să muncească. Sindicaliștii amenință cu grevă generală în 18 aprilie, dacă revendicările lor nu vor rămâne fără răspuns. În această situație vor fi asigurate doar urgențele. În ceea ce îi privește pe medicii de familie, nemulțumirile sunt legate de noul contract cadru ce va intra în vigoare de la 1 aprilie. La nivelul județului Giurgiu se află în această situație peste 120 de medici de familie. Reprezentanții noștri pe structură de medicină de familie, de exemplu că despre, eu vorbesc despre medicina de familie, medicina primară, suntem nemulțumiți. Din ce am cerut noi la negocieri, absolut nimic nu s-a modificat. Și mă refer așa, acest contract cadru va funcționa pe 2 ani, 2016-2017, deci pe o perioadă de 2 ani de zile, destul de îndelungat, trebuie să fim foarte atenți ce negociem acolo și încă nimic nu s-a aprobat. Valoarea punctului rămâne demodificată la per serviciu medical, iar la valoarea la per capita se mărește cu 0,5 puncte. Cea mai mare nemulțumire a medicilor de familie este legată de finanțarea medicinei primare, care are o valoare mult mai mică față de ceea ce a fost până în prezent și ceea ce au cerut. Totodată, sindicaliștii cer pentru angajaților gratuitate și prioritate la serviciile medicale, iar unele dintre ele să fie decontate mai mult.